Doamnelor și domnilor, gazda dumneavoastră la conferința de presă, Diana Munteanu Niculescu. Dragii mei, și bine v-am găsit la conferința de presă. Pun pariu că, deși vă spun de la început numele invitatului din această seară, nu o să știți cine este. Vă zic așa. Cătălin Ștefan Ion scrie în cartea lui de identitate. Nu e așa că vreți, bineînțeles, și niște indicii? Bine, vă mai spun doar două lucruri despre el. Face parte dintr-o trupă de hip-hop, dar și din noua generație de juriu X-Factor. Ei, de acum sunt sigură că v-ați mai lămurit, măcar așa puțin, așa că zic eu să facem cunoștință și cu ziariștii. Avem o prezență nouă, Alina Avram, din partea revistei OK Magazine. Bună seara, Alina, și bine venit la noi! Bună seara! Mirela Dinică, freelancer, da? Jurnalist, ce zic? Jurnalist, perfect. De la perme.ro a venit Vali Morărescu. Bună seara. Andrei Vulpescu, 220.ro. La ziarul Cri, Gabriela Grigoriev. Și Sebastian Popescu, exclusivnews.ro. Bună seara, Diana. Și dăm voie pentru început să te complimentez pentru ținuta din seara asta, e de nota 10. Deci din partea mulțumesc. Mea e un 10 așa cu felicitări. Da? Da. Am vrut să fiu un ton cu invitatul. Ai măcar reușit. Pe aici, pe acolo. Nu știu dacă am reușit, dar sper eu că măcar câteva elemente se regăsesc. Așadar, cu cine vorbim în această seară? Pentru că eu am dat niște indicii, am spus un nume și cred că... Mister X, da? Un X factor. Kelo, de la Paraziții. Kelo, da? Kelo, de la Paraziții, da. Nu că vorbea în același timp și... Se aude sau nu se aude? Se aude foarte bine. Da. Așadar, ce știm despre Kelu? Sau ce știți voi despre el? Activează într-o trupă, da, de hip-hop și nominalizarea lui la X Factor în juriu este un pic ciudată. Să vedem dacă va avea efectul scontat. De ce ciudat? Eu îl știu pe el că vorbește foarte puțin, mai mult înjură și înjură pe noi muzică. Ne-am pregătit niște bipuri. Și mă gândesc, da, dar... Ce vor face cei de la X-Factor când emisiunea va fi în direct? Vor pregăti niște bipuri. Exact, da, mă gândesc, sau vor da... Sau poate nu e cazul, de ce? Păi hai să eliminăm... Una e atunci când... Hai să eliminăm orice factor de nervi din seara asta. Eu vreau să pun lucrurile la punct de la început ca să nu intrăm în confuzii. Vorbim despre un om care, în ciuda faptului că are o exprimare, într-un fel, considerată obscenă de unii, vie de alții. Chiar e. Vie de alții. Este un om inteligent. Unu. Deci, fiind el spune despre el că este foarte calm. Și fiind un om inteligent, va ști chiar și în direct să-și cenzureze niște lucruri. Dacă știi mai bine ce înseamnă genul ăla de muzică, o să-ți dai seama că, în general, pe la concertele din aer liber, din anumite zone, cu anumit public, oamenii nu înjură. Exact asta. Asta ca să lămurim și să scoatem ceața asta de oameni care sunt numai într-un fel. Nu sunt deloc într-un fel. Iar nominalizarea la X-Factor, vorbeam, iartă-mă, este una firească. Și o să spun și de ce. Nu înțeleg de ce un exponent al genului hip-hop n-ar avea voie să intre într-un astfel de show ca și jurat, în condițiile în care el este de 20 de ani pe piață. Nu știu câți oameni mai sunt de 20 de ani pe piață în momentul de față. Și este tot timpul de 20 de ani pe piață, chiar dacă e pe o nișă și nu are difuzări, el e acolo. Și este o trupă care e tot timpul în boxele oamenilor. Și ceea ce este un lucru extrem de important. Doi la mână compune, trei la mână scrie versurile. Deci are toate drepturile să fie acolo. Da, scrie versurile, nu e neapărat că sună bine, dar... Cine l-a contestat? Da, cine l-a contestat? Că nu păi nu, ziceam că e ciudată. Nu e nimic ciudat. Nimic nu este ciudat. Este o alegere, iar producătorii show-ului știu de ce au ales. Au încercat să vină cu altceva, cu o altă variantă, pentru că la prima ediție se certau între ei cei doi bărbați jurați și nu ieșea nimic în evidență, ceva pozitiv. Sper ca de data asta cineva să fie băiatul rău, unul băiatul bun și fata care, nu știu, va fi la mijloc. Da, care sunt plin de viață. Va da bine, vorbim acum culoare. Despre X-Factor, că eu nu înțeleg la ce emisiune sunt. Da, de ce? De ce vorbim despre atât despre această atunci emisiune? Atunci hai să vorbim despre Kelu. A făcut o declarație, a spus că dacă nu ar fi primit onorat invitația, așa ar fi fost a fost amenințat sau ceva de genul, nu știu, eu cred că glumă, ceva de genul, o glumă. Da. Poate ne lămurește despre ce este vorba.
Știu despre el că a divorțat, deși mi s-a spus că nu, să evităm acest subiect în emisiune, totuși este un fapt real. A fost căsătorit și a divorțat din cauza unui... El ne-a spus că așa și-ar dori, să nu discutăm despre aceste lucruri. Eu mi-am făcut datoria să vă informez și de aici mai departe voi hotărăți. Da, evident, este dreptul lui dacă vorbește sau nu, dar oamenii trebuie să știe. Sigur. Asta, aceasta este viața lui și n-are de ce să o conteste. Sunt foarte curioasă să-l cunosc. Eu personal nu am avut o întâlnire directă cu el. Aștept să văd ce se întâmplă. Cred Alina. Că o să fie interesant. Clar o să fie interesant. Alina. Eu sunt de acord cu Andrei, deși probabil Andrei îl cunoaște personal. Eu mi-amintesc că aveam 15-16 ani când am ascultat prima melodie pe care a scos-o cu Paraziții în jur și era foarte tare la vremea respectivă și mi se pare la fel de tare ca după atâția ani să fii în top. Deci este, cred că asta e ce contează în primul rând. Iar noul sezon de la X Factor mă aștept să fie mult mai interesant datorită lui. Datorită lui sigur va fi. Vali. Mie îmi place foarte tare de el. Am o stimă pentru el, pentru piesele pe care le-a compus și îmi place și felul lui dezinvolt. Adică nu-l interesează foarte tare opinia publică, așa îmi dă mie impresia, că nu-l interesează ce spun eu sau cei din jurul lui. Și la X Factor mi se pare de bun augur prezența lui. Ce spui, Sebi? Spuneai ceva? Da, l-auzeam un pic greu pe coleg. Eu nu vreau să-l contest. Spun că este cel puțin ciudată pentru că vine din partea aceea de muzică. Dar stai puțin, dar ce are partea aceea de muzică? Și eu vin tot din partea aceea. Păi că te pui rău cu Andrei. Eu te înțeleg. Păi hai să vorbim despre acum. Muzică dacă vrei și dar, vorbim 3 săptămâni și nu sunt. Dar într-o altă emisiune. Show-ul respectiv partea are un format. Partea aceea de muzică este considerată o cultură în Statele Unite. Hai, cultura nu înseamnă să înjuri pe muzică, iartă-mă. Dar unde scrie că sunt anumite piese care... Se pare deja deplasat. De unde scrie că... Deci, pune Gabriela, eu nu prea pun egal între cultură, egal muzică. Serios? Pun jurături. Nu, nu, chiar nu. Îmi pare rău, dar astea-s convingerile tale. Îmi pare rău, în fine. Mai probabil are eticheta asta. Eu propun să nu vă certați. Probabil are eticheta aceasta din cauza stilului muzical, dar nu toate piesele includ astfel de expresii. El apare ca un bad boy. Și nu știu dacă asta va fi de bine pentru show sau va fi rău că poate să inhibe concurenții. Mai nu știu că de X-Factor să fie format din preoți. Așa nu cred că ar mai exista controverse, toată lumea ar fi fericită, ar fi pans, și... show-ul e cu totul altceva limitită. Și... Pă bune, hai. Bine, hai să vedem ce spune și Chelu despre toate afirmațiile voastre, dar și despre multe alte lucruri. Nu știu dacă am mai avut parte de conferințe de presă. Pentru mine va fi o seară, zic eu, specială, pentru că vine din zona asta hip-hop, unde știu eu, așa cum spun și ei, că lumea e un pic altfel, că descrie realitatea așa cum e ea. Îl invit alături de noi pe Chelu. Bună seara! Bună seara! Nu te-am ratat. Nu! Nu! N-ai făcut precum colegul tău de breaz, Lăsișu, care a trecut pe lângă mine ca tren ungară. Și era grăbit. Era grăbit, da. A zis, ce, stau eu prea mult aici la conferința de presă. Chiar așa ai mai avut conferințe de presă? De mult n-am mai avut. De mult n-ai mai avut. De pe vremea când ziariștii veneau la lansările Paraziții și întâi puneau întrebări și după aia mâncau pișcotul și beau vodka. Ah, și acum nu mai vin? Ah, n-am mai făcut, când am observat că toată lumea e călare pe pișcoturi. Ce ai zis? Prea multe pișcoturi, prea puțină informație? De ce? Prea multă vodka stricată. Auzi, dacă te... dar chiar, fără pișcoturi? Dacă era fără pișcoturi, veneau? Pe ce interesează? Nu contează. Vreau să te întreb așa, dacă te-am strigat cumva Cătălin sau Ștefan, te întoarce, ai răspunde? Da, răspund, câteodată. Da? Da. Și dar spun... te strigă cineva așa? Da, îmi dau CNP-ul și seria de buletin când se întâmplă asta. Le știi pe din afară? Bineînțeles. Când ți se... Deci când ești strigat, îți dai CNP-ul? Om serios, frate. Lumea nu crede, dar eu sunt om serios. Dar este cineva, nu știu, din apropiat care te strigă pe nume sau... Adică... Marea majoritate mă strigă pe nume. Da? Da. Deci foarte puțin cei care spun chiar Chelu. Da, din cei apropiați sunt puțini. Ne spui și nouă de unde a venit asta, Chelu? Într-o lipsă de inspirație sau așa m-au botezat când m-am întors în clasa 7-a la Chelie. Una din două. Luați sau amândouă. Amândouă, luați sau varianta bună. Lasă-mă pe mine să fac asta, frate, te rog frumos. De ce?
Să mă simt și eu important. Mamă, și câte aplauze sunt acolo la X Factor? Nu. Foarte multe aplauze. O să vedem. Bun. Vreau să te întreb ceva. În mod normal, vorbești așa cum cânti? Da, vorbesc foarte, foarte urât. E un fel de antrenament pentru versuri. Da? Da. Nu, serios? Da, pot să mă controlez, pot să vorbesc și decent. Dar în general îmi place ceea să ce le combin. Ceea ce te-aș ruga pentru seara asta? Da. Nu combina prea mult. Am pregătit noi ceva bipuri, dar nici așa. Atât de... Bun, să pregătim? Multe, multe? Dați-i înainte. Dați-i înainte, bun. Vreau să vorbim despre X Factor și o să te întreb de ce ai ales? Sau când te-au ales? Când cât ți-a luat să te hotărăști? Nu știu. Vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni. Ți-a luat ceva? Da, nu m-am gândit foarte profund la chestia asta. Dar am citit o declarație de care și Mirela amintea ceva mai devreme, cum că dacă n-ai fi spus da acestui show, ai fi fost un om mort. De ce? Cine a zis asta? N-ai spus-o tu? Eu? Am zis eu asta? Sau cum sunt senil? La agentul VIP ai spus, chiar aici la Antena 2. Eram un om mort? Am fost amenințat. De cine ai fost amenințat? De forurile superioare. Era o glumă, bineînțeles. Dacă lumea a luat-o în serios, înseamnă că îmi fac treaba cum trebuie. Era o glumă? Da. Bun. Normal că era o glumă. Da. Cine se amenințe pe tine, nu? Uh-huh. Iisuse Dar cum Hristos. Ai acceptat? Am fost mituit, bine. A, adică, frate, cu curaj! Adică plătit bine. Mituit. Ai mai plătit? Plătit. Așa vorbesc eu strâmb. Lumea înțelege ce dorește. Mituit. Bine, vreau să vorbim despre X Factor, vreau să vorbim despre muzica ta, vreau să aflăm multe lucruri despre tine, dacă ne dai voie, bineînțeles. Dar după o scurtă pauză de publicitate. Mă bucur, frate, că aveți un scaun pe care pot să mă învârt. Acasă n-am așa ceva. Acasă n-ai. Ei, învârte-te cu plăcere, publicitate și revenim. Dragii mei, din pauza de publicitate, având lângă mine o galerie, ceva de speriat, îți plac aplauzele. Bun, nu uitați să ne scrieți, adresele noastre sunt pentru mail-ul conferințadepresa@antena2.ro, de asemenea, puteți intra în forumul Conferința de Presă la www.antena2.ro. Îl avem pe Chelu alături de noi, cel care aplaudă la fiecare... Instigiu. Da, instigiu la aplauze. Am înțeles că practici off-road... Ești am pasionat? Practicat. Ai practicat? Te-ai oprit? Da, 3 ani, da. De ce? Pentru că mi-am construit o mașină, am renunțat la ea, acum construiesc a doua mașină și probabil că o să tot construiesc mașini și nu o să mai apuc să ajung la concurs. Cum adică construiești mașini? Adică mi le aranjez singur, ca să zic așa. Asamblând piesă cu piesă sau pornești la ceva? Nu chiar. Reparate, curățate, vopsite. Ai servis? Nu chiar. Semiservis? Demiservis. Ești partener cu cineva la un servis? Da, cu un prieten. Da? Da. A, și faceți, preparați mașinile sau cum da, se nu numește? Pot să mă iau foarte în serios, sunt începător la toate capitolele, dar îmi dau interesul sau mă prefac că îmi dau interesul. Am înțeles și nu vrei să mai, adică off-road e doar o pasiune? Nu, dar nu mai plac concursurile. De ce? Sunt foarte discutabile rezultatele și... Dai câștigat vreun trofeu? Am vreo 2 cupe acasă. Ai cupe? Da, n-am luat locul 1 niciodată, dar am luat 2, 3... Umil așa. Bun. Dar la școală ai luat note bune? Până în clasa 10, trimestru 2 la sfârșit, când am vrut să văd dacă reușesc să nu am nicio medie de 5, adică să am numai 2, 3 și 4. Și am reușit. Înțeleg că premiul 1, 2, nu. Am insistat. Hai, frate, că am fost ocilar până în clasa 4-a. După aia... Nici în clasa 1-a, 2-a, nu? Păi da, 1-a, 2-a, 3-a, 4-a. Ai luat? Da. Și ce ai avut coroniță? Am avut și ochelari și coroniță și aparat dentar. Aplauze! Și sărut pe... Acum dau eu cu aplauze, uite așa. Bun, vreau să vorbim și despre muzică. Și te-aș întreba un lucru. Dacă ai avea nevoie de o voce feminină pentru o piesă, pe cine ai alege? Ioana Radu, dar e moartă. De ce râzi? Nu, sunt multe voci bune în România, problema e de asociere, de imagine și chiar nu simt nevoia să fac o piesă cu o femeie. Dacă ar fi, nu știu, prin absurd. Nu m-am gândit foarte adânc. Dar îți place vreo voce feminină? Sunt câteva care cântă bine în România. Delia, iată, viitoarea ta. Da, Delia cântă bine, cântă viitoarea bine, mea. Viitoarea ta colegă. Continuă, frate, că se interpretează.
Colegă. Așa, colegă. Colega din juriul X Factor. Da, cântă bine. Asta nu înseamnă că vom face o piesă împreună. De ce excluzi varianta? Dar n-am exclus, am spus. Nu m-am gândit să fac o piesă cu Delia. Nu înseamnă neapărat. Bun. Știu că au fost la un moment dat niște versuri în care un Vladon zicea de Marius Moga, că dacă ar fi să... Și ce, am făcut piesă cu Moga? Ai face vreodată? M-a întrebat de câteva ori în viața asta. Te-a întrebat? Da. Și? Eram bine dispus. Am zis, bă, probabil că da. Și a trecut foarte repede. Adică n-ai face? Nu. De ce? Pentru ar fi că, un succes. În primul rând... Nu vrei? Hai să zicem că n-am nimic cu el, dar disprețuiesc ceea ce face. Cu el ca om n-am nimic. Fratele lui e un băiat simpatic, adică ne cunoaștem, dar nu are nicio legătură cu muzica. Noi, în general, facem piese cu oameni care la momentul respectiv, îi apreciem sau ne apropiem, ne simțim prieteni. Ce se întâmplă după aia e clar. Ne dușmănim cu toți pe parcurs. De ce? Că așa se întâmplă. Probabil sunt o persoană foarte scârboasă și greu de suportat. Te-ai dușmănit și cu un Vladon? Nu, cum adică? Nu? Ei sunt colegii mei de trupă, sunt o excepție. Nu știu, mă gândeam că poate... Dar vreodată v-ați certat? Toată lumea se ceartă, și ce? De la ce v-ați certat? De la un pix. De la o... Caie studențesc, nu știu. Nu știu, de la fete, de la habar. Cum să mă cert eu cu un Vladon de la fete? Doamne Dumnezeule, continuă. Nu știu, întreb și eu. Treci peste întrebare, mă rușinez. Oh, am răspuns deja. Nu mă cert cu un pe Vladon. Versuri, nu știu, că tu cât mai mult, el mai puțin, sau el mai puțin, tu mai mult. Asta e o fază prin care trec trupele când componenții au 15, 16, 17 ani. Sau când faceți versurile, nu știu, nu-i place lui cum sună o chestie, puteți schimba... Nu, ne înțelegem în continuare foarte bine. Și, în general, e pe lungimea de mea de undă și invers. Adică suntem amândoi la fel de strâmb la creier. Și când e cazul, care dintre voi e mai... Da, avem piese paraziții în care, de exemplu, eu nu cânt. Și ce? Ce contează? Dar atunci când vă certați, care e cel care spune într-un final, da, mă, bine, ok, hai, las de la mine, trecem mai departe. La paraziții nu sunt șefi. Aha. Vezi, a fost o minciună? Nu, no, a fost un adevăr, că scrie studio... așa, da, paparații. Bun, dar de ascultat. Ce așa. Muzică asculti? Deci, la capitolul rap, mai ascult R.A. The Rugged Man, R.A. The Rugged Man, și Hatebreed, Metallica, Propane, Slipknot, nu știu, în general hardcore. Hardcore, rock. Din muzica românească îți place ceva? Nu prea ascult. Nici radio? Radio ascult România muzical, muzică clasică, terapie. Când ai tragi nevoie? De volan, da, bineînțeles. Da? Da, sunt foarte recalcitrant. Ești? Mai da. Devreme spuneai că ești calm. Mă contrazic cu plăcere. A, bun, e perfect. Mergem mai departe. Te temi de ceva? De cineva? În viața asta? Toată lumea trebuie să teamă de ceva. La momentul... Nu știu, nu sunt foarte credincios, n-am o problemă. Când mori, oricum mori. În principal... Dar mergi la biserică? Bineînțeles că nu. Orice om serios nu trebuie să ajungă la biserică. Ce să căutăm acolo? Când ai fost ultima dată la o biserică? Când m-am însurat și când am avut botezul băiatului meu. Să zicem că au fost... Obligații, frate, obligații. Ai fost obligat, nu să mergi la biserică. De situație, da. N-aveai cum altfel. Nu sunt pasionat. Mirosul de tămâie îmi provoacă o stare de anxietate. Haide, nu fi. Bun. Vrei să te minți? Despre tine așa. Nu. Vreau să mă fac preot. Eram plin de bani la ora asta. Și ce făceai cu ei? Rupeam tot tenoriașele, vă mințeam fără să clipesc, eram plin de bani. Ai chemare? Simt chemarea când vreau eu. Mă dedublez. Bam! Auzi. Sunt vocea lui Dumnezeu. Ai spus hai, frate, vrei să poți o arci ca Vadim Tudor dacă mă superi. Doar că nu sunt atât de cult. Dar eu nu supăr pe tine. Așa, continuă. Ai spus despre tine așa. Mai pun eu câte o întrebare. Sunt un tip sensibil și timid. Ai spus la un moment dat. Te poți contrazice, e adevărat. Bineînțeles, e dreptul meu. Dar, eu funcționez pe stări. Vreau să te întreb dacă, fiind un tip sensibil, ai dăruit și când ai dăruit ultima oară un trandafir? Sunt iată și senil, nu mi-aduc aminte. Au trecut niște ani. Și nu știu dacă era chiar trandafir.
Oricum, bărbații duc flori atunci când greșesc sau când vor să îmbârlige o femeie. Deci e clar. Hai să nu ne mințim. Dar primul trandafir, când... sau prima floare pe care... Nu mai știi? Am 34 de ani, am tot dreptul să uit. Uit tot ce nu-mi convine, uit tot ce nu mă interesează. E o formă de protecție senzațională. Dar care e cel mai romantic gest pe care l-ai făcut vreodată în viața ta? Iau ce întrebare mi-a dat și Diana. Treci la următoarea întrebare că vomit. Ai... Te rog frumos. Vezi cum schimbăm stările? Bang, 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 e un fel de ping-pong. Bine, bang, să mergem către Juriu X, bang, două. Să nu te simți prost, că nu intenționez să te fac să te simți prost. Chiar mă simt bine. Eu mă bucur că te simți bine, dar vreau să și vorbim, adică... Păi vorbim, ce, nu-ți păi răspund? Păi n-ai vrut să-mi spui. Am stofă de politician, putem vorbi ore întregi fără n-ai să spun nimic. N-ai făcut și tu un gest romantic în viața ta? Nu ba știu, da. Chestie... Și ce, sunt obligat să-l țin minte? Nu e de bine? De obicei, la fiecare sfârșit de relație, incendiez toate pozele. Și bang, morții cu morții, vii cu vii. Iată un răspuns pertinent care atinge subiectul. Uite, multă lume s-a mirat că... Sebi, ți-a revenit zâmbetul pe buze, mă bucur. Multă lume s-a mirat că ai acceptat să faci parte din juriul lui X Factor, unui talent show. Vreau să te întreb, ce te-a făcut să spui da? Mă, am simțit chemarea. Hai, fii serios și răspunde-mi și mie. Păi toată lumea îmi pune aceeași întrebare, o să-mi pun o hârtie păi în piept. Nu, ce bun! Am poate acceptat ce contează. Partea financiară și ideea că poate mă simt bine. Poate mă distrez. În general am o plăcere fantastică de a teroriza oamenii care încearcă să facă lucruri peste posibilitățile lor. Și nici măcar nu-și dau seama. Bun. Și eu nu sunt genul de om. Ai de gând nu să sunt umilești? Genul de om că, dar n-am, de ce putem să umilești? De ce etichetezi acțiunile mele înainte de a se petrece? Te întreb. Te întreb, ai de gând să... Niciun caz. Înțeleg că ești bad boy în nu toată Nu sunt bad boy, frate, asta. Sunt adică un băiat bun. Mă gândesc la Dan Bittman, care e... Da, Dan Bittman înțelegem perfect. Da? Da. Și cu Delia? Da. Eu sunt cel mai serios dintre ei. Eu sunt cel mai rezervat. Ei se distrează tot timpul. Cum te gândești că te privesc participanții X Factor? În principal e ideea, cui pasă? Dacă nu-ți păstrezi acest cui pasă, o iei razna în ziua de azi. Nu, dar eu te întreb pe tine, cum crezi tu că te văd ei pe tine? Ei, nu știu, probabil că lumea așteaptă vin să... Vin cu teamă? Sunt tâmpiți dacă vin cu teamă. Ce? Adică n-ar trebui să se teamă la bătaie? De nu. Pur și simplu. Și primesc un da sau un nu. Și... Eu caut altceva la ei, nu știu. Bine, deci ai promis la conferința da, de presă că nu cumva încerc să mă văd pe mine acum 15 ani. Știu și cât de imbecil am fost, știu și cât de... Eu nu consider că există talent, există muncă în principal. Noi când am început să cântăm, cântam extraordinar de prost, jalnic la toate capitolele. 3 albume am cântat prost. La al 4-lea am început să ne mai revenim. Înseamnă că am insistat, probabil asta e rețeta noastră. Și referitor la cenzură, ai să reușești să te cenzurezi atunci când va fi vorba, nu să știu, sperăm să că da. Pui niște lucruri. Adică, da. Bănuiesc că vor fi și momente în care te vei enerva. Poate nu o să-ți placă ce o să spună colegii. Da, bineînțeles, dacă vreunul din participanți o să mă jignească, o să mulțesc cu 10 și o să-i dau înapoi. Din asta trăiesc. Deci să nu jigniți vreodată, că iată, nu e de bine. Bendeac a spus lucruri frumoase despre participarea ta în juriul X Factor. Bendeac e la fel de dobitoc ca mine. E clar, dobitoc la noi înseamnă un băiat de comitet care are umor. Dar nu te bucură aprecierile lui? Ba da. Îți place Bendeac? Ca bărbat, da. Nu, vezi că dragă, întrebările tale sunt tendențioase sau sunt eu homofob? Una din două. Sigur ești homofob, că asta știu de ani în urmă. Dar nu despre asta e vorba. Dacă îți place de el ca și actor, munca pe care el o face... Da, e greu să faci ce face Bendeac. Foarte greu. Da. Trebuie să ai creierul. Bun. A cui opinie contează pentru a tine? Mea. Doar a ta? În principal contează opinia mea. E un lucru care l-am descoperit de-a lungul anilor. Și secundar? Cum? Și secundar? Legat de muzică contează... Nu știu, de fapt... E mai complicat. Practic... Când pun piese noi, nescoase oamenilor din jurul meu sau oamenilor pe care nu-i cunosc, vreau să văd reacțiile mici. Dacă sunt interesați, dacă se uită în telefon, dacă se scarpină în c***, dacă
practic, oricum, cânt ce-mi place mie. E cel mai important lucru și vreau să rămân așa. Și dacă, să zicem, am mai făcut un pas în stânga sau un pas în dreapta, nu consider că ne-am aliniat la muzica din 2012. Paraziții cântă ce cântă. Iar la capitolul solo, situația asta e și mai, situația e și mai gravă. Acolo chiar cânt 100% ce vreau eu. Nu trebuie să mă consult cu nimeni, nu trebuie să fim de acord, nu trebuie să împărțim opinii. Înțeleg că nu permiți nimănui să îți critique munca în vreun fel. Lumea are dreptul să critique, eu am dreptul să nu-mi pese. Dar în plan personal, accepti criticile cuiva? Criticile oamenilor pe care îi respect. Și în general, țin lângă mine oameni pe care îi consider superiori, sau mă rog, mă integrez în grupuri de oameni pe care îi consider superiori sau de la care am ce să învăț. Nu-mi place să mă înconjur cu proști, pentru că cu timpul te prostești. Prefer să fiu prostul dintr-un grup de deștepți decât invers. Vorba aia. Vorbă. Și așa mai departe. Ai încercat să te schimbi vreodată pentru cineva? Da, e o greșeală. Ai încercat să faci asta? Da. Și ai reușit? Bine, la suprafață probabil că am reușit. Te-ai chinuit, bănuiesc. Nu foarte tare, sunt maleabil. Și ce ai reușit să schimbi? M-am cam pierdut pe mine pe drum. Și când mi-am revenit a fost grav, că m-am mulțit cu doi și am luat o razna. Dar ce ai reușit să schimbi la tine, practic? Nu, ce pot să spun în linii mari, nu are rost să intrăm în detalii. În linii mari? N-are rost, crede-mă. Ți-am dat răspunsul, nu vreau să-l continui. Ok. Ai, nu știu, niște supereroi preferați? Sau ai avut vreodată? Toți copiii au supereroi, da. Nu contează. Pe poate nu ai avut și tu, cândva. Nu cred în treaba asta cu supereroi. Trăim pe planeta Pământ, nu există supereroi. Există oameni care fac lucrurile bine, oameni care fac lucrurile prost sau de ochii lumii. Dar nu cred în supereroi și nu sunt fan cu adevărat al nimănui. Nu pot zic, domne, îmi place X sau Y, da, sunt așa. Nu pot. Poate că stând în fapt, dar consider că pentru mine consider că mai bine așa. Bun. Legat de sensibilitatea ta, vreau să te mai întreb un lucru. Ce ai simțit când ți-ai ținut pentru prima dată băiatul în braț? Nu știu, eram șocat. Șocat? Ăsta e? Aha. Interesant. Bănuiesc că ai avut o emoție. Da, ți-am zis, e un șoc. Ce vrei să zic? Să ți-o descriu? Nu pot să o descriu. Nu mi-am descris-o până acum. Dar ți-ai dorit să ai băiat sau fată? A, eu îmi doresc sau vreo nu? 4 copii. Da? Da, am chiar și o glumă pe tema asta. Adică? Cu tot cu voce. Vreau să fac 7 bastarzi cu 7 diferite. Asta e un titlu de prima pagină, nu? Continuă. Cam așa ceva. Da. Ai cântat vreodată cântecele de leagă? Sau știi vreun cântec de leagă? Doamne ferește! Nu! Doamne ferește! Bineînțeles! Ce așa de... Nu! De ce trebuie să... Mă gândesc așa! Întrebare tâmpită! Continuă! Întrebare știu tâmpită! Că n-ai. Bine, atunci te-aș întreba dacă fiul tău ascultă muzică și dacă da, ce fel de muzică ascultă? Da, când... Sau l-ai îndrumat, nu știu, spre muzica asta, hip-hop sau... Când eram mic, îl adormeam cu Hatebreed. Îl plimbam cu mașina și îl adormeam cu Hatebreed. Astăzi îmi cere tati, punem Metallica. N-am, am pierdut CD-ul. Bine, punem Pantera. Deci, e pe calea cea bună. Da? Da. Asta ascultă fiul tău? Ascultă, e prea mic ca să ascultă. Dar mă rog, când ne întâlnim, a făcut o asociere și mă roagă să-i pun Metallica sau Pantera. Super tare. E vorba ta pe drumul cel bun. Crezi că o să facă muzică? Nu e treaba mea ce o să facă copilul meu. N-ai așa vreun gând? Toți părinții dobitoci încearcă să-și împingă copiii spre cariere pe care nu le-au avut ei sau le-au avut ei și vor ca fiii lor să continue moștenirea. E tâmpenie, să facă ce vrea. Eu îmi doresc de la el să facă box în not și să citească cât e mic ca să-și dezvolte imaginația. În rest, n-am nicio treabă. Excelent, bravo. Dacă ai fi avut o fată, ce educație ai fi dat? Adică mă gândesc, nu știu, cum ai fi crescut-o ca ea să nu ajungă ca una din protagonistele cântecelor paraziții. Ce ai fi făcut? Cine își imaginează că poate să facă chestia asta e întâmpit. Deci, fetele și aleg, la fel ca și băieții, viitorul. Dacă vrea să fie o nenorocită, să fie o nenorocită. Aștept să văd dacă sunt în stare să fac și fete. Bun, și dacă vei fi în stare să faci fete. Așa, păi în primul rând, toți prietenii mei o să-mi dea telefon. Aha, abia așteptăm să o... Bip? Bip. Așa, hai că lumea știe, lumea sinceră știe cum funcționează treaba.
Nu e treaba mea. Eu zic că un părinte e dator să-și îmbrace copilul, să-l trimită la școală, să-i pună o farfurie de mâncare, să-i dea un pat să doarmă. După aia ce o să facă, treaba lui. Bun. Vreau să te întreb dacă ai modele, mă rog, oameni, nu știu, care îți plac. Hai să-i numim oameni care îți plac. Ai? Trei exemple de așa, da? M-ai surprins cu această întrebare. Ai, vezi, ce naiba, am reușit și eu până la final. Trei exemple de oameni care îți plac. O să mă gândesc și răspund la următoarea emisiune. Bine, oameni care nu-ți plac. Trei exemple cu oameni care nu-ți plac. Poate e mai simplu. Mamă, păi nu-mi plac foarte mulți oameni. Bine, hai, e foarte greu să aleg. Dăm cinci dacă vrei. Vezi că nu sunt atât de spontan, m-am blocat. O să mă gândesc până la sfârșitul emisiunii, spun. Deci astea cu așa nu mi le dai până la sfârșitul emisiunii? Bineînțeles. A, bun. Crede-mă. Tot m-am scos cu un răspuns. Bine, uite, vreau să te întreb dacă citești presă și dacă da, ce fel de presă. Și în timpul ăsta te rog să iei un articol de aici din minunatul nostru Bol. Mi-e frică. Hai, las. Nu-ți... Sunt articole de presă din zilele astea. Citești presă și dacă nu da, prea. Ce? Nu? Nu. Uite, te punem noi la curent. Citeam cu... Jurnalul Național înainte și Cața Vencu. Și acum? Nimic? Am renunțat. Nu mai mă uit nici la televizor. Foarte rar. Mă uit când plecăm în concerte, deschid televizorul, mă uit 10 minute și... Și, ți-a și ce vrei să văd aici? Păi nu știu. Citește. Eram nu. Sigur că... Că nimeni că ce? Că nu-i nimic de citit, frate. Ia să vedem. Ce e? Împăcare spectaculoasă într-o vacanță romantică. Și ce? Bă, în principal, aceste ziare pe care... le puneți pe masă, sunt o mizerie. Dacă românii asta vor să citească, asta vor să aibă, să fie sănătoși. Dacă ei vor să vadă aceleași 30 de persoane în 3 reviste pe o perioadă de 10 ani, să aibă asta. Nu vreau să-i îndrept. Sau cum i-aș îndrepta eu, nu cred că le-ar conveni. Ce relație ai tu cu presa? Proastă, bineînțeles. Am diminuat-o încet, încet. Nu neapărat că stau dracu, dar probabil că odată cu înaintarea în vârstă devenim din ce în ce mai urăcioși. Și nu mai aveam răbdare. Înainte mă întâlneam cu ziariștii, dădeam interviuri, astăzi hai să facem pe mail. Și eu cum nu prea am deschid mail-ul mă fac de râs. Sau mă sună lumea de 7 ori, hai bă, interviu, la, da, ți-l fac. Și la un moment dat chiar mă enervez și mă apuc și scriu. Cam asta e relația mea. Ești bă insistat. Să da, insiste, sunt specie de nesimțit. Dar paparații? Cineva zgâria masa. Că mă obsedează de când am am și eu o chestie cu treaba asta. Vreau să te întreb dacă te-au alergat vreodată paparații și dacă îi vezi de obicei. M-au alergat de câteva ori. Îi aștept să mă alergi și de data asta. O să te mai alerge. Să mă alerge. Dar să scrii un articol despre tine și să dai un titlu. Să nu mai scrie despre mine. Odată când o să tu? Dau și eu exemple. Ce? Eu să scriu articole despre mine? Despre tine. Eu mă mint atât de frumos încât nu pot să scriu articole despre mine. Un titlu frumos. Hai. Nu vreau. Un titlu care ți-ar plăcea ție. Nu, dar nu pot să stau să mă gândesc la așa ceva. Nu-mi place. E clar că m-am tâmpit în ultimii ani. Nu te strâmba la mine că e clar că nu mai sunt sănătos. Da, bine, mergem mai departe. Te întâlnești cu ziariștii în partea a doua. Să fie primit. Putem să fumăm o țigare? Dăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. La conferința de presă. Nu uitați să ne scrieți, intrați în formul conferinței de presă la www.antena2.ro. De asemenea, mail-uri așteptăm la conferința de presă @antena2.ro. O avem pe Alina Avram din partea revistei OK Magazine. Bună seara. Jurnalist Mirela Dinică. Bună seara, Mirela. Liberă de contract. Cum? Liberă de contract, Mirela Dinică, de contract de colaborare. Vali Morărescu, permet.ro. Bună seara, Vali, din nou. Bună seara. Andrei Vulpescu, 220.ro. Din partea ziarului Click, Gabriela Grigorie. Bună seara. Și Sebastian Popescu, exclusivnews.ro. Bună seara. Și invitatul nostru în această seară, Cătălin Ștefan Ion, alias Kel. 1-7-0-3-2-4-4-2-1-5. Care mi-a spus în pauză că e prima emisiune la care se simte bine. Da. Da? În ultima vreme. Și sunt prezenți și jurnaliști, Diana, deci e ceva... E ceva... Ceva, ceva... Super tare! Nu, dar el a afirmat la un moment dat că este instabil psihic și a spus că se plictisește repede și vreau să-l întreb dacă acum s-a plictisit. Încă nu. Încă nu. Urmează. Mai ținem vreo jumătate de oră. Da, mă plictisesc după ce plec. Avem întrebări? Hai, sigur că avem. Sau hai, Vali. M-aud? Da, te auzi, Vali. Vorbește tare.
Cu permisiunea voastră deschid eu seria întrebărilor și îl întreb așa direct. Ești fericit? Împlinit cu tine? Împăcat cu tine? Am și o vorbă. Cum era? Vezi că sunt senil? Viață lungă, fericire intermitentă. Ca toată lumea. Ăsta e secretul tău. Bani, 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 bani. Bipolar. Când sus, când jos. Cum? Când sus, când jos. Da. Mai pictezi? Nu. Când am terminat liceul, am luat și am ars tot ce am avut. Desene, picturi, am spart tot ce aveam lucrări în lut și m-am jurat că nu mai pictez niciodată. Dar după aia am schimbat. Care a fost motivul? După 50 de ani. Cum? Care a fost motivul pentru care ai Nu am terminat liceul pe care l-am început și cum am eșuat... Trebuiau să mă exmatriculeze și mi-au propus să mă mut. Așa că în clasa 12, în trimestrul 3, m-am mutat în electronica la matematică fizică, unde când mi-am dat seama că nu o să-l termin, nici nu m-am mai dus. Și totuși l-am terminat. Pe vremea aia, subiectele se scriau pe tablă. Aha, bun. Ai scos un album care s-a numit Efectul Ture sau Sindromul Ture. Ai acest sindrom? Bineînțeles că nu. Nu, mi-a plăcut ideea și după ce am găsit, mi-ar plăcea să numească așa, să merg în ideea asta, am închis ochii și am zis, hai să vedem cum punem în practică. A fost un fel de actorie. Practic am dus ideea, sindromul Tourette, nu pot să mă abțin să spun lucruri murdare. Și chiar a fost un album care a mers bine mână-mână cu Vodka pe vremea aia. Are o istorie destul de frumoasă albumul. Gabriela, acum mai există vodka? Cum? Mai ai vodka acum? Nu mai, pot să zic că nu mai sunt un bețiv competent de foarte mulți ani. Sunt doar excepții. La un moment dat m-am săturat, eram beat 5-6 zile pe săptămână. Și m-am plictisit. Stop! Tu ești un om care cred că le-a făcut pe toate. Nu e adevărat. Le-a încercat pe toate. Asta vreau să te întreb. Mare. Ce mai e de făcut? Ce foarte multe propus? Lucruri. Nebunii? Nu. Vreau să-mi iau carne de șofer profesionist, vreau să trag cu parașuta, vreau să trag cu pistolul, vreau să... Multe lucruri vreau de la viața asta. În calitate la X Factor vei fi atât jurat cât și mentor. Vei avea 4 membri în echipă, conform formatului emisiunii din primul sezon. Și aș vrea să te întreb ce anume îi vei sfătui pe cei 4 de-a lungul concursului. Ce să Trebuie facă? Întâi să-i cunosc și să-i aleg. Să încerc să-i cunosc și după aia o să pot să le dau sfaturi. Sunt destul de bun la da sfaturi. Ca orice om care nu știe o meserie serioasă, dau sfaturi extraordinar de bine. Aplauze! Andrei, de ce râzi? Da, nu pot. Poziția mea e cea mai ingrată aici dintre toți, pentru că noi ne știm de atât timp încât am și îmbătrânit între... de cât ne cunoaștem. Se vede pe fețele noastre. Ai zis o chestie și eu recunosc că nu sunt de acord. Dar știi cum se zice, că cei mai buni prieteni sunt aia care nu sunt de acord cu tine. În față. Ai zis la un moment dat că hip-hopul românesc e cam terminat. Eu aș zice din contră că e cel mai bine reprezentat în momentul ăsta din toți anii ăștia, 20 cât s-au scurs, că sunt 20 de ani. Chiar dacă ție unii nu-ți plac și mai înjuri pe aici pe acolo. Păi din punctul ăsta de vedere am spus că e terminat, că nu-mi plac mie, sunt subiectiv. Da, consider că mulți dintre ei, sunt foarte mulți care cântă bine în țara asta și cântă foarte bine. Dar le lipsește dorința aia de a mai face un pas. Hai frate să vedem, să-și mențină linia. Adică nu poți să începi, scuză-mă, iartă-mi exprimarea, să, când mănânci un c***, îl mănânci pe tot. Până la capăt. Corect? Corect, zi, da! Păi da, tu ești conștient că în același timp sunt voci care te condamnă pe tine că ai făcut featuring-ul cu Smiley, de exemplu. Dar mie îmi place strofa mea de pe piesa lui Smiley și instrumentalul l-am adus într-o formă care mie îmi place. Dacă l-am exclude pe Smiley din piesa aia, ar fi o piesă paraziție extraordinară. Corect. Sau mediocră. Corect. Sau pe gustul meu, sau cum vrei să-i spui. Adică chiar n-am nicio problemă cu featuring-ul cu Smiley. Și dacă Smiley nu-mi plăcea ca om, eu l-am înjurat o viață întreagă. Nu-mi place ce face niște. Când l-am cunoscut, mi s-a părut un tip simpatic și cu bun simț. Și am zis, bine frate, o să facem piesa. Dacă îl excludem pe Velea de pe piesă, că așa trebuia să fie, lumea nu știe. Și știu că Velea s-a simțit prost, dar Smiley a ales. Dar de ce nu-ți place Velea? Că nu-mi place Velea. Nu-ți ce vrei, declarații tendențioase? Sau... Nu, e un băiat de bun simț. Nu vreau să colaborez cu el. Stilul... Nu e genul tău de Nu e genul meu, e genul Connector. Adică nici cu Connector n-ai putea colabora. Bineînțeles că nu, niciodată în viața asta.
Bun. Dar nu ți se pare interesant ceea ce face? Cine? Connector. Adică are niște piese. Dar de ce mă întreb tu despre Connector atât de insistent? A venit vorba, de ce crezi? Să trecem peste vorba asta. Te rog frumos. Hai. Păi și faptul că te-ai înșelat în privința lui Smiley nu arată că ai și tu prejudecăți? Bineînțeles, am prejudecățile mele care chiar îmi convin și îmi plac. Și la un moment dat, când am ajuns la concluzia că trebuie să mă ghidez după prejudecățile mele și să mă simt bine în pielea mea, am zis, ăsta e drumul. De ce să stau să nu suport ideea aia de politically correct, hai să fim buni cu toată lumea, hai să nu discriminăm, dar noi cine mai suntem atunci? Mie îmi place să am opiniile mele, poate nu sunt pe gustul tuturor, dar sunt ale mele. Și e foarte important pentru mine în viață să fiu așa. Și de aici și partea cealaltă. Ce crede lumea despre tine? Bă, știi ce? Dacă mie nu-mi pasă ce crede despre mine, lăsați-mă să am opiniile mele. Oricum m-am încurcat acum. Dacă ar fi să nu mai faci muzică, ce ai face? Astăzi pot să zic că aș vrea să mă retrag la țară, să devin țăran autentic. Ai crește găini, capre, ce ai face? Mai exact? Capre, da, în zi, capre, zebre. Aș crește, aș face chiar un bordel zootehnic, dacă tot... Gazele atunci, mai da, bine. Aș deschide o asociație non-profit pentru zoofilii excluși din societate. Nu, chiar vorbind serios, ăla e genul de viață pe care mi-l doresc. Îmi doresc o curte mare, îmi doresc să fie vecinii cât mai departe, îmi doresc să am 3-4 pitbull în curte, să fie, cum îi zice, protecția mea montană, mi-ai sărit gardul succes, adică așa îmi doresc să trăiesc, n-am nevoie de foarte multe, îmi plac lucrurile simple, începând cu mâncarea, terminând cu îmbrăcămintea. Se va întâmpla lucrul ăsta? Cum? Se va întâmpla lucrul ăsta peste câțiva ani? Întâmple. Pe plan muzical, ce pregătești nou? Da, avem o piesă nouă, misogină, bineînțeles, cum ne place nouă, se numește Toate-s la fel, Fraca Dadisc montează videoclipul în prezent, când l-o termina, o să-l punem pe capet. Misogină, bineînțeles, te tem de femei? Poftim? Te tem de femei? Cum să mă tem de femei? Femeile ar trebui să teamă de mine. Ești sigur că se tem? Foarte sigur. Care au fost? Nu, în general îmi place în viață. Ce primești, aia dai înapoi și invers. Când faci rău, să te aștepți la rău. Ce reacție au avut fanii... Mai tare. Ce reacție au avut fanii voștri atunci când au aflat că vei participa la X Factor ca și jurat? Să știi că nu mă interesează în principal. E importantă muzica pe care o fac și dacă o ascultă cu plăcere, e de ajuns. Nu trebuie să mă placă neapărat ca om, nu trebuie să... Nu cred că sunt în măsură să mă judece atât de mult pe cât se crede. Nu era vorba de judecat, doar o părere. Păi dacă nu, erau de acord... Din moment ce ai pus problema așa, e vorba de judecată. Adică, ce părere au avut fanii? Părerile lor. Poate nu contează atât de mult pentru mine. Poate o să mă fac de râs, poate o să fie bine, poate o să le placă, poate nu o să le placă. Asta pentru e. Ce sumă te-ai vândut? 4-500 de ron. M-am vândut. La tu pe ce sumă te vinzi dacă păi nu îmi pui problema așa? Pe ce sumă te-ai vândut? M-am vândut? Spus, ai fost mituit, nu m-am vândut. Eu o să mă comport așa cum știu că trebuie să mă comport. În limitele contractului, e adevărat. Dar de vândut sunt foarte greu de cumpărat. Nu cred că-ți permiți. Mai devreme ai afirmat că ai fost mituit. Schimbă chestia cu vândutul, reformulează întrebarea și discutăm cu plăcere. Bine, atunci pentru ce sumă ai acceptat nu pot să, spun. Să semnezi contract? E o clauză în care, în contract care nu-mi permite să spun asta. Cât crezi nicio... să... Poftim? Hai, spune Mireva. Vreau să spun între ce sume și ce sume, să ne facem între o idee. Între ce sume și ce sume? Astea sunt chiar confidențiale. Da, nici contractele, albumele, nu discut chestia asta, e chestie... care rămâne pentru noi. Dar pot să te întreb ceva? De cât bani ai nevoie pe lună să trăiești? Am trăit și cu 6 milioane, am trăit și cu 600 de milioane. E în regulă. Îmi place că te poți adapta. În viața asta, da, banii nu sunt o problemă. De ce? Când am e minunat, când nu am e ok, viața merge înainte. Ești genul care pune la ciorap? Adică da, oamenii care nu au avut bani de acasă și nu au trăit în familii bogate dezvoltă uneori această capacitate. Banii sunt un instrument care trebuie să ne creeze plăcere sau să ne satisfacă utilitățile. Nu cred în a strânge valize de bani sub pat și să mor cu ele sub pat. În ideea că am bani. E o tâmpenie. Banii, practic, sunt niște hârtii idiote după care alergăm toți. Pierzându-ne în același timp timpul. Deci întotdeauna trebuie să alegi. Vreau timp liber sau vreau bani. Că nu toți suntem din familii de milionari. Eu cred că eram mort dacă ai mei aveau bani. Ipotetic vorbind, legându-mă de ceea ce ai spus Dianei, dacă ai ajunge președintele României, ce ai face? Primul lucru pe care l-ai face în România? Mult rău și mult bine. Nu vreau să intru în detalii, că n-are rost. Probabil că nu o să ajung niciodată președintele României.
Vorbind ipotetic, am spus. Ipotetic. O poveste frumoasă. Multe lucruri. De exemplu, aș renunța la ideea de închisoare. În cercul nostru de prieteni discutăm foarte despre temele astea și cumva opiniile noastre ajung în același loc. Pot să spun că sunt opiniile noastre comune. Am renunțat la închisori. Eu, ca cetățean care plătesc TVA, plătesc impozit pe profit, plătesc o grămadă de prostii în țara asta, nu sunt nevoit să plătesc un infractor care stă cu în sus la pârnaie și zice că are drepturi și vrea televizor și vrea aia și vrea aia și vrea aia. Eu consider că trebuie să-i punem lanțul de picior și să meargă la muncă, ca toți ceilalți care trăiesc în libertate. De aici a plecat ideea. Ăsta ar fi primul lucru. Iată, bun. Frumos? Frumos. Da. Cât sper să mai reziste proiectul Paradis? Cât sper? Sau cât crezi? Așa, ca să mă simt bine când mă gândesc la asta, mi-am propus ca la 40 de ani să închei, indiferent de banii care o să iau sau nu o să iau. Nu o să fie dureroasă despărțirea? N-ai de unde să știi, lumea să... adică... Întreb. Cred că creează dependență genul ăsta de meserie, ca să-i spun așa. Bine, asta... O să văd cât de puternic sunt la 40 de ani, sau e posibil ca Paralisis să se încheie mai devreme. Și te sau vei orienta că... sau mai târziu. Deci asta e un lucru pe care nu poți să-l calculezi. Vei rămâne în zonă? Ce crezi? Vei rămâne în zonă? În zonă niciun caz. Am să părăsesc Bucureștiul instantaneu. Am crescut asta... aici, sunt sătul de betoane. Asta înseamnă fizic 6 ani. 5 ani jumate. 5 jumate. Care înseamnă 5 ani jumate în care o să faci fix ce n-ai făcut până acum. Care înseamnă ce? Poate o să fac mai puțin decât hardcore ai mai făcut. Deci nu... Nu poți să zici că am mai făcut hardcore. Ei, au mai fost... tentative de-a lungul anilor, da? Da, mi-am pus problema anul trecut, aș înființa o trupă de hardcore, după aia mi-am dat seama că îmi place, dar nu am timp să mă ocup. Totuși, Paraziții rămâne cel mai important lucru. Number one. Mai departe. Ce ați amuțit? Nu cred. Alina. Adică se spune că în zona asta hip-hopului sunt multe conflicte, dar cred că sunt și multe prietenii durabile. Care sunt? Cum? Multe? Sunt multe conflicte, dar cred că sunt și multe prietenii durabile. Care sunt prietenii tăi, cei mai buni din zona asta? De-a lungul anilor am rămas prieteni cu Vulpescu, cu Fane. În general, să știi că ne respectăm între noi. Deci nu avem o problemă. Chiar dacă nu ne iubim, ca să zic așa, dăm noroc, ne dăm bună ziua, vorbim, chiar dacă e de complezență. La altul ne înjurăm și mai dăine. Dar nu au fost până acum bătăi majore, nu au fost scandaluri. Nu cred în politica asta americană, East Coast, West Coast și așa. Până la urmă e muzică. Că nu-mi place mie ce face celălalt, foarte bine. Și legat... N-am rezumat la glume și înțepături. Eu consider că e de ajuns. Se trăiește din muzică? Sunt încă în viață. Se trăiește bine? Adică... Da, decent. Dacă ești mulțumit cu ce ai, e în regulă. Dacă nu vrei întotdeauna mai mult, mai mult, mai mult. Ăsta e un lucru de care mă feresc constant. Ai acceptat și o ofertă la Dansez pentru tine? Am fost sunat de mai multe ori pentru Dansez pentru tine și am spus că, frate, sunt antitalent în primul rând și nu cred că și-ar fi permis să mă cheme la Dansez pentru tine. Cred că prețul ar fi fost mult prea mare. Dar spuneai că nu crezi în talent, crezi în foarte multă muncă. Da, poate că e nevoie de foarte multă muncă și nu de talent ca să participi. Pot să spun clar că eu personal nu mă consider un om talentat. Am muncit foarte mulți ani și am stat și m-am uitat în perete și mi-am tras concluziile. Nu, ea se referea de ce la... nu sună la dansuri. Da, nu-mi place să dansez, e un răspuns. Și nu dacă dansez. Ai munci, vorba aia. Păi dacă nu-mi place, da. De ce să încerc? E vorba de plăcere. Ai spus că te-ai cam lăsat de băutură, numai bine decât ocazional. Da, am aproape 10 ani. Nici când intri în studio, nu e legată inspirația de... Șocant, dar multe versuri, majoritatea versurilor din ultimii 10 ani sunt făcute... Și oricum noi nu încurajăm consumul la băutură alcoolice, așa. Nu mai bei de 10 ani sau de 10 ani, în ăștia ultimii 10 ani ai băut ocazional? Ocazional e cel mai bine spus. Și când te îmbătai 5-6 zile, făceai prostii? Poftim? Ai spus mai devreme că te bătai și 5-6 zile. Nu, 5-6 zile eram beat. Făceai prostii? Făceai lucruri ăștia din comun? Da, sunt o fire violentă, de-aia m-am încetat să... Și dau foarte ușor în penibil la băutură și de-aia nu-mi place să mă îmbăt în spații publice și sunt recalcitrant, sar la bătaie, etc. Dar ți-a fost greu? Formula moldovenească, mi se taie filmul și după aia întreb dimineață pe cine am omorât cu toporul. Și mi-a fost foarte frică de mine și m-am lăsat. Dar ți-a fost greu să te lași? A fost o perioadă... A fost foarte straniu, 6 luni. Am fost șocat cât de lungă poate să fie o zi.
Ai vreun exemplu? Ți-ai, îți vine în minte vreun exemplu din aventurile tale atunci când ai fost beat? Dar nu vreau să le fac publice. A, măcar unul, rămâne între noi. Bă, dacă stăm și ne gândim la conjunctura anilor 93-95, eu nu mai știu exact când te-am auzit prima dată la radio cu cazieri. 94, cred. Sau 93, până da, în final. Pacu? Aia a fost o chestie ca și cum n-ar fi fost. În Cretacic, da. Dacă ar fi, să zicem că să nu fi existat conjunctura de atunci și tot contextul de atunci, pentru că în momentul în care judeci un om ca început de carieră, trebuie să judeci ce se întâmpla în momentul ăla. În momentul ăla în România nu exista industrie muzicală, de niciun fel. Acum, practic, ăștia care se apucă de meseria asta, dacă vor să o facă meserie și nu hobby, sunt cam obligați să o dea cotită. Nu cred. Adică nu prea sunt mari variante. Eu nu prea poți să-și permită să... cum ți-ai permis tu și eu să cântăm. Da, adevărat că noi am avut norocul lume. Că am fost la început și am avut și norocul să avem între primele videoclipuri pe Atomic sau Atomic era, nu? Hai! Hai mă, sunt morți, nu? A, mai există? Nu. Nu mai există, nu? Nu mai există, MTV, nu. Poți să spun. A, mă rog, și care e problema oricum? Un post care a decedat. Mă rog, ne-a făcut foarte mult bine la vremea aia. Nu trebuie să vă fie, să vă simțiți prost. Așa, e adevărat, e un handicap major. Astăzi sunt oameni care spun piesa ta nu intre pe radio pentru că eu cred că ar trebui să sune așa. Și răspunsul normal al trupei ar fi du-te, nu-mi spui tu mie cum să cânt. Oricum, cenzurați. Bip, 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 bip. Da. Așa, cred în asta. Au apărut pe internet foarte mulți puști care chiar cântă bine și își dau seama că viitorul e acolo și acolo își pot face publicitate să fie chemați la concerte. Să... Eu zic că concertele sunt cele care te țin în viață. Așa, nu sunt obligat să cânt ce vrea un director de programe de la radio. Vrei să-mi bagi piesa bine, nu vrei să o bagi, asta e viața. Ne-am obișnuit. Și cu TV-ul la fel. De ce să cânt ce vrea dobitocul ăla care a ajuns în postul ăla, poate, fără niciun fel de merit, că a avut o rudă care l-a pus director? Nu suport ideea, frate. Vreau să cânt ce vreau să cânt eu și îmi face plăcere să fac chestia asta. Și dacă peste 5 ani nu o să ne mai asculte nimeni, înseamnă că s-a terminat. Punct. Și dacă toți ar funcționa așa, poate n-ar mai exista atât de multe piese proaste care sună la fel pe radio și pe TV. Făcând un foarte mare rău copiilor de azi, care cresc ca niște dobitoci cu tunci, tunci și cu trei cuvinte pe piesă. Muzica avea un rol acum 20-30 de ani, de bine dispunere, de întristare, de instigare la violență, dădea niște stări. Astăzi muzica care se cântă spală creierul și atât. Dar asta e părerea mea. Și de-aia nu vreau să mă aliniez. Mulți m-au întrebat de ce nu cânți pe o piesă de dubstep, pentru că urăsc dubstep-ul, de exemplu. Urăsc muzica house, urăsc muzica care nu conține nimic. E foarte simplu, dacă vreau să fac un album de dubstep, cred că mi-a 4 zile. E adevărat, va fi mediocru, că n-am mai încercat, dar îl fac în 4 zile. Hai, ultimele întrebări. Ce relație ai acum cu radiourile și televiziunile? N-am avut relații cu radiourile și cu televiziunile, să zicem că am avut relații decente cu câțiva oameni din radio și din TV. Cred că e cel mai corect așa. Și ultima? Și oricum, de-a lungul anilor, relația noastră cu radiourile și cu televiziunile s-a redus aproape de zero. Te-ai gândit sau te gândești să părăsești România, să te muți în altă parte? Crezi când că eram mai puști, visam, da, o să plec, la 35 de ani plec în jurul lumii, vreau să-mi fac excursia, să văd America de Sud, îmi iau mașina și mă duc de nebun, vreau să înconjur planeta. Poate o să o fac la un moment dat, dar n-aș pleca din România. De ce? Astăzi este bine că suntem cu 30 de ani în urma tuturor. Mai avem un pic de libertate, creierul nu e încă atât de spălat. Încă mai găsim sate vechi care arată ca acum 100 de ani, încă ai ce să vezi, încă nu ai camere pe stradă peste tot, n-a stat în Londra nici dacă mi-ați dat 20.000 de euro să stau așa toată ziua. Pentru că nu vreau să fiu urmărit, prefer să stau în pădure, să-mi fac un foc, să-mi prăjesc un cârnat, decât să stai cu camera pe mine la cafenea. Mie îmi place ideea de intimitate, adică viața mea personală e viața mea personală, pot să fiu un golan, un distrus, un nenorocit și ce când pe scenă, e altceva sau poate e același lucru, dar vreau să le separ întotdeauna foarte bine. Ultima întrebare. Când ai plâns ultima dată? Cum? Când ai plâns ultima dată? De curând. Dar crede-mă că era, am plâns de nervi. De nervi? Apropo de chestia asta, ai pus o etichetă așa de băiat rău. Da, nu sunt băiat rău. Asta vreau să zic, îmi place să cred că totuși ești un pic sufletist. Poate și sunt un pic mai uman decât mulți alții care se cred oameni buni. Ai dat dovadă de lucru ăsta când e un subiect delicat, știu că despre familia ta, știu că nu vrei să vorbești, dar ai dat dovadă de un om care chiar are suflet în momentul în care, nu știu, fosta ta soție a avut acele probleme.
Dar nu vreau să discut subiectul ăsta, da, sub știu, nicio formă. Că nu vrei să discuți. Chiar nu vreau. Îți spun că totuși ai dat dovadă de lucrul ăsta. Da. Exact. Că e nu știu, poate presa a interpretat greșit, poate am fost un jegos. Atâta timp cât ce a apărut în presă, 95% din ce a apărut în presă este departe sau pe lângă realitate și ceea ce știu, eu știu foarte bine și nu sunt de acord cu ce a apărut în presă, subiectul ar trebui să oprească aici. Perfect. Și chiar nu vreau perfect să... Perfect pentru o pauză de publicitate. Miau. Este? Publicitate. Și revenim pentru final. Conferinței de presă peste noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns bine la final. Da. Câteva vipuri, dar am rezistat. Alina, ce notă îi dai lui Chelu? Ei note, a zis să... Mi-e greu să nu-i dau 10, pentru că, dincolo de faptul că s-a menținut atâta vreme în muzică în top, e clar că e un tip foarte sensibil și că mult din duritatea asta lui este o platoșă. Orice om normal face asta. Deci iau 10 ron de la fiecare, 60 de ron. Bun. Eu nu pot să nu-i remarc sensibilitatea și în ciuda aparențelor și a titulaturii de băiat rău, este un mecanism de apărare pe care probabil și l-a format de-a lungul timpului, fiind dezamăgit de oameni și de femei că doar este misogin adevărat. De unde știi? Tu ai spus. Nota 10. Da, 10, mamă, al doilea 10. Îmi place misoginismul asumat. E ok. A, da. Val. Ce să-i dau? Ce să-i dau? Te-ai luat după ele. 10. 10. Vulpescu. Andrei nu dă not. E bine să iei după femeie. Bineînțeles că dau. 2. Pentru mine, chiar nu e o surpriză niciodată, pentru că îl cunosc și cum era pus și cum e acum și nu sunt foarte mari diferențe. Și știu cam tot parcursul, că n-aveam cum fiind în zona aia. Am făcut la interviuri de... Ne-am săturat amândoi, ne-am văzut de atâtea ori. Respectul e clar. Chiar dacă nu sunt de acord uneori când spune că urăște, dar e o ură asumată, el își asumă inclusiv consecințele. Și atunci câtă vreme ura e pe pielea lui, eu n-am de ce să-l condamn. Nu e problema mea. Corect. Din punctul meu de vedere... Dăm în doi. Să rămâi aproape 20 de ani într-o nișă muzicală încă condamnată după 20 de ani, deși când o să scăpăm? Totuși să reziști bine, adică nu oricum. Și să cochetezi într-una cu succesul, mie mi se pare o chestie excelentă. Mai departe, viața personală nu este problema noastră. 10. Mulțumesc frumos. Gabriela. Îmi place că e un tip sincer, asumat. Îmi place să cred că ești sensibil și că nu ești chiar așa bad boy, cum se zice. 10. 10. Pentru muzică nu pot să notez că nu mă pricep. Bun, Sebastian. Muzică. Nota din seara asta o dau pentru sinceritate și pentru că subscriu la multe din adevărurile pe care le-ai spus. Nota 8. Așa, frate. Mi-ai făcut plăcerea. Eu vă dau nota 8 pentru că pentru mine nota 8 este nota 10. Fiind un tip cu studii medii, le mai confund uneori. Deci vi-l dau cu drag, da. Vreau să știu că dacă ți-a plăcut la conferința de presă. Foarte tare, m-am simțit foarte bine. Mai vii? Nu. A fost drăguț. Da. De ce să ne repetăm? Poate mai vin. Când o să am ce să spun. Drag. Îți dorim succes acolo la X Factor, să jurizezi bine, să nu fie atât de rău cu ei, că da, n-am ai fost trecut și prin asta. Nu, să nu fie atât... Cine a spus că mediu în sânge. Da. Mm. Voi să ne urmăriți și săptămâna viitoare, nu uitați, sâmbătă seara 20:30, conferința de presă, Antena 2. Mulțumesc tare. Ok. Te invit să te salut și... Bineînțeles.